Presa străină unde a fost trasă pe sfoară? Că veniseră mari corespondenți. Presa străină, în primul rând, presa străină era informată, cum v-am mai spus la o emisiune anterioară, tot din interior, cum se întâmplă și acum. Adică aha, marile informații plecau tot din interior către presa străină. Nu, dar trebuia cea să... care venea reporterul de la BBC, nu se dea păi seama. Venea reporterul după ce a început toată nebunia, a intrat în mijlocul unei situații ce părea un război între cei buni și cei rei. Cu idei preconcepute. Sunt convins, pentru că la cartea de diversiune, întotdeauna trebuie prin diversiune formate două tabere, cei buni și cei răi. Cei buni, de data asta, revoluționarii și CFSN și Ion Iliescu, cei răi, securiști, teroriști. Și în clipa în care vine un străin și intră în mijlocul luptei, între ghilimele, dintre cele două forțe, el, până să se dumirească, chiar crede că se desfășoară o luptă reală între două tabere. De fapt, toți erau de partea aceleiași tabere. Da. Mai avem câteva minute. Vreau să spune, vă las să povestesc, explicați partea cu presa. Da. O aveți în rechizitorul. Presa năpărlită, contribuția ei, vă las la psihoză. Presa din România, toată, a fost total aservită regimului Ceaușescu până în 22 decembrie. Așa. Televiziunea română, Postul Național de Radio și presa centrală. Îi aduceau osanale lui Nicolae Ceaușescu la modul chiar grețos. Bun. Ei, cu toții au năpârlit imediat la primele ore după... Păi de ce? Cum vă explicați prima? Pentru că au simțit cum stă treaba. Ține de caracterul poporului, vorbeam data trecută, un caracter pentru mulți îndoielnic, pentru mulți, nu pentru toți. Au trecut de partea lui Ion Iliescu și a CFSN, probabil simțind că asta este, ăsta este noul viitorul, a venit noul conducător și brusc s-au transformat din slujitori al lui Nicolae Ceaușescu, s-au transformat în slujitori în favoarea lui Ion Iliescu, dar în paralel au început să-l demonizeze pe Nicolae Ceaușescu, pe cel pe care îl aplaudau cu câteva ore înainte. Asta foarte interesant, pentru că îl considerau pe Iliescu secretar general, nu... Bineînțeles, Ion Iliescu a fost imediat acceptat de toate structurile statului român ca fi noul președinte. Iar presa a intrat în hora aceasta a securiști teroriștilor, pentru că preluau comunicatele CFSN. Cel care se ocupa de presă a fost Silviu Brucan, că venea cu state vechi de plată. Știa cum se manipulează presa. Prin Ager Press, prin așa, erau difuzate știrile preluate de toate ziarele centrale, nu le mai știu denumirea, și au început acele titluri groaznice, mai ucigași decât ucigașii, mai vandali decât vandalii, despre Ceaușescu din Ticălos și din îl făceau vampir, că mănâncă, bea sânge, dar nu era o metaforă, da, că se hrănește cu sângele copiilor românilor, că Ceaușescu este ultimul criminal din lume, în condițiile în care lăudau până... Credeau sau făceau ca și înainte? Făceau ca și înainte, pentru că nici înainte nu credeau că or fi fost și unii loiali și convinși de valorile comunismului, dar cei mai mulți o făceau din oportunism. N-am nicio îndoială, pentru că trăiau bine pe vremea aceea cei care lucrau în presă. Și mai ales cei care lăudau regimul. Erau privilegiați și doreau să fie mai catolici decât papa după ce așa. Au făcut și foarte mulți. În clipa în care s-a schimbat regimul, doreau să arate cât de mult au suferit ei înainte și cât de greu le-a fost și că sunt total de partea noii puteri pentru a-și conserva pozițiile privilegiate și cu noul regim. Asta a fost, n-a fost altceva. Am înțeles că ați studiat la Biblioteca Academiei. Da. Sau ce? Ce ați făcut ca să... Ați adunat toate textele de atunci. Am mers la Biblioteca Academiei undeva prin 2019, parcă, nu rețin exact când, dar nu asta este important, și am luat toată colecția de ziare centrale din decembrie 89 și până în, inclusiv ianuarie, toată luna ianuarie 90, pentru a vedea ce s-a scris în presă. Și au fost verificate toate, le-am copiat și sunt la dosar. Și un capitol din rechizitoriu tratează și articole de presă din timpul
Revoluției și înainte și după 22 decembrie. Dar înainte, cum zic eu, de Marea Năpârlire. Exact. Năpârlirea a fost în, după orele 12 ale zilei de 22. Că până atunci timișorenii erau niște ticăloși huligani aserviți puterilor străine. Brusc, cu toții devin... Bun. Ultima întrebare scurtă. Ei nu se temeau că revine Ceaușescu? Totuși, în două ore, n-am pomenit așa ceva. Cred eu că nu se temeau, pentru că știau, cum să zic, s-a comunicat imediat că Ceaușescu este prizonier la Târgoviște. Că a fugit. Deci șansele, după undeva în după amiaza zilei de 22 decembrie, șansele ca Nicolae Ceaușescu să se întoarcă la putere erau spre zero. Teoretic poate existau spre zero, pentru că l-abandonaseră toți. Și știau în primul și rând, direcția 5-a, securitatea Mediu. Și știau și cei din presă. Știau și cei din presă, pentru că foarte mulți erau colaboratori ai regimului, da? Da. Și atunci nu aveau nicio îndoială că lucrurile merg spre schimbare. Iar dacă s-ar fi întâmplat riscul să se întoarcă Ceaușescu prin absurd vorbim, da, atunci nu le-ar fi fost bine. Cine știe ce inventau, spuneau că au stat cu pistolul la atât. Așa, i-a pus brucan.